Zi importantă pentru apicultorii din județul Hunedoara, dar și pentru iubitorii produselor provenite din truda harnicelor albine. În acest weekend, în satul Nandru, de pe Valea Roatei, din comuna Pestișumic, timp de 2 zile, s-a sărbătorit Ziua Apicultorului, eveniment organizat de către primăria comunei Pestișumic în sprijinul producătorilor locali, dar și al hunedorenilor care își doresc să cumpere și să consume produse autohtone naturale. Este cunoscut faptul că în comuna Pestișumic există cel mai mare număr de crescători de albine pe metrul pătrat din județul Hunedoara și probabil din întreaga țară. Având în vedere că avem foarte mulți producători de miere la noi în comună, ne-am gândit că ar fi o idee foarte bună să organizăm de Ziua Națională a Apicultorului un festival care să promoveze atât mierea cât și celelalte produse care sunt făcute la noi în zonă. Am constatat cu surprindere că sunt o categorie care nu sunt foarte promovați și atunci, având în vedere că sunt foarte mulți producători la noi în zonă, am considerat oportun să facem ceva pentru ei, pentru a fi cunoscuți și pentru a-și putea vinde produsele mult mai simplu și mult mai ușor. Până se ajunge la produse certificate bio, e cale lungă, între 3 și 5 ani de trudă. Începutul este greu, că mai apoi gospodarii ajung să-și dorească să pună pe masă sau să ofere clienților tot soiul de produse bio obținute în gospodărie. Alcăm în primul rând certificat ecologic, miere polifloră, miere de rapiță, de tei, făcut în zone bune. Avem ouă de bibilică crescută în gospodărie, ouă de rață, ouă de găină certificată ecologic în gospodăria proprie, faguri de toate felurile, de mană, de polifloră, de salcâm, un caș de căpriță albine franceză, o zămătișă, un litru de lapte de capră alpină franceză, tot din gospodăria proprie. Noi producem garantat o miere curată, adevărată, cât putem, cât mai putem, dar încercăm să ne ținem, să mergem înainte. Despre calitățile terapeutice ale mierii nu mai încape vorbă, dar cât de greu se obține licoarea tămăduitoare de culoarea soarelui sau a fânețelor, numai apicultorii știu. Se obține foarte greu. Deci muncă, transport greu, circulăm numai noaptea. Am ajuns, cum să vă spun eu, am trăit și pe vremurile alte când se plătea la taxă la Irta și ne dădea mașină de transport și era, dar acum toate au căzut pe noi, cu transport, cu tot tratamente, foarte multe, noi în primul rând bio, deci tratamentele bio pe care le avem noi. Și un efort mare, mă înțelegi, și lucrând numai noaptea cu transportul și cu astea și drumurile așa cum își, dar încercăm să mergem înainte. Pentru unii locuitori ai comunei, apicultura este tradiție de familie. Înaintașii fiind școliți în această profesie grea și pretențioasă, dar și recunoscută ca importanță. Suntem apicultori de 3 generații și ultima noastră realizare a fost certificarea ecologică. Deci noi am mers pe calitatea produselor, mult mai mult decât pe producție. Apicultori de 3 generații însemnând inclusiv bunicul meu, care în timpul celui de-al doilea război mondial a fost adus de pe front pentru că era producător. Deci are curs apicol făcut de Hunedoara. Sunt produse care se pot certifica și produse care nu prea se pot certifica ecologic. Deci mierea de salcâm, mierea polifloră și mierea de tei sunt produse care se certifică ecologic. Mierea de mană, nefiind o miere din flori, ea nu este certificată ecologic, dar este cea neagră, este o miere foarte bogată în vitamine și aminoacizi. Deci este o calitate deosebită, cu proprietăți antiinflamatoare. Deci este ceva foarte destul de rar. Produsele ecologice sunt certificate anual, dar ce știu prea puțini oameni este că mierea nu are termen de valabilitate, adică nu expiră niciodată. Da,
adevărat, da, s-a găsit în cetățile dacice miere de pe vremea dacilor. Și după ce s-au făcut analizele respectivele în vasele în care s-au găsit mierea, s-a putut identifica flora sau florile din care a fost cules nectarul. Și o miere curată, naturală, trebuie păstrată în cămară ca orice produs. Ea nu se alterează niciodată. Chiar dacă se cristalizează, ea este o miere bună. Însă, prin încălzire, mierea își pierde din proprietăți. De aceea trebuie avut foarte mare grijă în momentul că lumea nu preferă mierea cristalizată. Le place mierea lichidă, colorată, transparentă, mai puțin sau nu, pentru că o miere curată, adevărată, nu este niciodată limpede ca cristalul. Pentru că inclusiv mierea de salcâm are și un pic din florile care au fost înaintea salcâmului, în primăvară. Participanții la evenimentul dedicat apicultorilor din comuna Pestișu Mic au avut parte și de spectacole folclorice de calitate, oferite de cunoscuți interpreți de muzică populară din județ și invitați de pe alte meleaguri. Au putut savura și renumitele plăcinte pădurenești, dar au avut ocazia să-și facă și provizii de miere, polen, propolis și alte bunătăți pe care apicultorii le-au expus nu doar ca să fie admirate, ci și cumpărate. Vrem să facem un brand pe toată zona, pe conceptul de Valea Mierii, concept care sper să dăinuie de-a lungul timpului și să se continue tradiția, indiferent de cine va fi la conducerea primăriei azi, mâine sau peste 20 de ani.